Nici pe aici te nu-i observă. Mafia taxiurilor ilegale împreună cu mafia cu epoleț. La noi poliția împreună cu mafia taxiurilor ilegale. Treci polițistul pe alături și nici nu-l observă pe acela. Că urcă pe trotuar. A, stai că este altul care observă, că a văzut că e filmat treaba. Și ca să fie ordine în Chișinău, la kilometru zero trebuie să stau eu aici tot timpul. Sau domnica Cimortan. Pentru ce mai plătim 7000 de angajați mai e? Tovarăș Recean. Numai ca să asigurați liniștea demnitarilor când ei se plimbă cu girofarul. Dar pe cel care este parcat lângă zebră, de ce nu-l observați? Mafie cu epoleț. E trotuar aici, pe aici merg pietonii. Ai venit cu marfă? Hai treci cu marfă. Chemăm poliția, Amuș. Chemăm poliția. Amândoi comunicați, parcă vă auziți. Da, da, da. Surdul cu mutul. Hai să vorbești cu poliția, hai să ai dosar penal pentru amenințare. Da, uite, ai scalci amuși pe cineva și ai stai și la pușcărie. Mi-arată el care bătă. Minte-ți trebuie, nu bătă. Aici e trotuar pentru pietoni. Du-te și descarcă mașina. Și mai era odată băta ca să vadă poliția, să aibă probă, dovadă, că m-ai amenințat. El noaptea nu poate să vină să descarce. Vine în timpul zilei, când e aglomerat aici. Semnat pentru Oleg Brega, era de independență.